Bună vreme și bine v-am găsit, dragi prieteni, a emisiunii Zestrea Neamului. Știți deja, ne puteți urmări din orice colț al lumii, accesând pagina noastră de internet www.noroc.tv. În ediția de astăzi vă propunem să ne amintim de Serghei Lunchevici, violonistul, dirijorul, compozitorul și, nu în ultimul rând, omul înzestrat de Dumnezeu cu înțelepciune și har. Orchestra Fluieraș, condusă din 1958, mai bine de două decenii, de ilustrul violonist, a educat artiști care au devenit nume mare în lumea muzicii de la noi. El a fost cu adevărat un deschizător de drumuri pentru tinerii interpreți pe care îi vedea că au un dram de talent și pot fi șlefuiți. Cu unii dintre ei vă vom prilejui întâlnirea în această emisiune. Stați aproape de noi! Cei care l-au cunoscut își amintesc cu multă emoție, admirație și recunoștință de prietenul, dirijorul, colegul și profesorul Serghei Lunchevici. El avea grijă să-și educe muzicienii și soliștii din orchestră, îndrumându-i cu insistență să citească și chiar ducându-i în librăriile unde se găsea carte românească. Înaltul grad de profesionalism al orchestrei era menționat în presa timpului după fiecare spectacol susținut în străinătate. În 1960, la doar 2 ani de când Serghei Lunchevici se afla la pupitrul orchestrei Fluieraș, aceasta primește titlul de colectiv emerit al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești cu ocazia decadei artei și literaturii moldovenești la Moscova. Era artistul care, de la primul pas făcut pe scenă, fără să scoată încă vreun sunet din vioară, era aplaudat frenetic de publicul care l-aștepta cu răsuflarea întretăiată. Să ne amintim de Serghei Lunchevici, o emblemă a Fluierașului și a culturii noastre. Eu atât am plâns când el s-a dus și am scris un acrostic atunci și l-am citit celor din Fluieraș primii. Serghei Lunchevici, strunele viorii extenuat s-au rupt, glasul ei s-a stins în hăul morții prins. E atât de pustiu, inim lăcrămează lângă-l tău sicriu. Uitați-te, arcușul nu mai poate atinge corzile stropite cu lacrimi de sânge. Hora și balada, ele nu răsună. Văduvite-s astăzi, plângem împreună, iar cu noi alături plânge o Moldovă, că a plecat pe totdeauna de pe acest făgaș inima și sufletul orchestrei Fluieraș. Serghei Lunchevici, îmi permit să spun, a fost un geniu al muzicii.
Am avut norocul să cunosc un om de o inteligență rară. Eu foarte mult am luat de la maestru Lunchevici. O luam foarte de tot. Enciclopedie. Enciclopedie. Orice întrebare, orice. Tot îți spunea de unde și unde, din ce an, care compozitorul cel care și-a făcut. Permanent, în turnee, unde ce poți să stătem cu gurile cascate. Se vizi, aș vin de mata atât. Dar, bă, vrei, nu vrei să-ți fac, că citesc, cunosc. Lunchevici, asta e una din cele mai mari personalități a secolului 20, a doua jumătate. L-a aplaudat un glob întreg și pe unde trecea Lunchevici, se auzea despre Moldova. Am fost și sunt până în prezent costumieră la Orchestra Fluieraș. Eu mă consider o mare fericită că am avut norocul de a cunoaște acest mare om, care am fost alături și la bine și la greu. Serghei Lunchevici s-a născut la 29 aprilie 1934 la Chișinău, în familia vatmanului Alexandru Lunchevici și a Parascovii Lunchevici. Personalitatea lui complexă era plină de talente și aptitudini pe care le ducea până la profesionalism. Era un aristocrat născut și un om de o inteligență strălucită pe care o dezvolta prin foarte multă lectură. Era respectuos cu lumea înconjurătoare, impunea respect și cerea perfecțiune de la toată lumea. Burdin și Lunchevici, pentru că erau zei mulți și populari. Norocul meu a fost mare că l-am întâlnit pe Serghei Lunchevici, calea mea. Mai trebuia să mai văd ce pot face cu acel noroc. Pentru că alături de Serghei Lunchevici nu era ușor deloc. Ori avea niște cerințe Dumnezeule. Trebuia să fii într-un fel polivalent, așa să zic eu. Deci era prea puțin să deschizi gura să cânți. Trebuia să știi să-ți alegi un repertoriu. Pe atunci lucru foarte greu, foarte greu, pentru că tocmai când îți părea că uite, am un cântec frumos de tot și tocmai acela ți-l scoteau din program. Și Serghei Lunchevici se lupta pentru noi, dacă ar ști lumea, dacă ați ști oameni buni. Cum se lupta el cu acel consiliu artistic ca să treacă bucățile, deci să fie acceptate, să fie cântate. Fiecare artist se mândrește cu diploma care a obținut-o de la Academie de Muzică, fie conservatorul în trecut sau Institutul de Arte Gavril Muzicescu. Trebuie să remarc un lucru, că îmi lipsește semnătura lui în diplomă. Dar în formarea mea ca facultate aparte sau masterat în ale mele, în ale muzicii, în dirijorat și în muzică în genere, numai decât am fost la clasa profesorului Lunchevici, pentru că atâtea și atâtea am învățat de la el și le-am adunat toate le-am adunat într-o, a face odată și odată o analiză, a face odată și odată un cântar, un echilibru la toate, câte le-am văzut și câte le-am simțit, ce am realizat și ce nu ne-a reușit încă, dar din păcate nu ne mai reușește, pentru că el s-a supărat pe noi și ne-a părăsit în 1995. Thank you.
Potrivit lui Gleb Tchaikovski-Mereșanu, Serghei Lunchevici era foarte preocupat de vioara lui. Oriunde s-ar fi aflat, el era mereu în studiu. A fugit de la școala generală la care îl înscrisese mama și a mers la școala de muzică, actualul liceu Ciprian Porumbescu. Directorul de atunci l-a primit la secția de vioară, pe care a absolvit-o foarte bine. Ulterior, în perioada anilor 1952-1957, și-a făcut studiile muzicale la conservatorul Gavril Muzicescu din Chișinău, la clasa de vioară a profesorului Iosif Dailis. În anul 4 de studii, deja cânta în Orchestra Simfonică a Filarmonicii din Chișinău. Nu s-a pregătit în mod special pentru muzică populară, dar după absolvirea conservatorului, fiind îndreptat către Orchestra de Muzică Populară, întâi de toate a înțeles, iar apoi a simțit că această muzică este cea mai adevărată și cea mai curată. În muzica populară îl frapa întotdeauna simplitatea, curățenia, dar și profunzimea ei fără margini. Potrivit lui, muzica populară îl însoțește pe om de la naștere până la moarte. Muzica populară este însăși viața. Carismatic, da, ceea ce devine unui artist, să mai înzestrezi Dumnezeu și cu carismă. Dar mai avea el ceva, cel nu știu cum și nu știu ce. Lunchevici, fiind absolut un om de geniu în toate, și eu am să argumentez spusele mele, a creat o orchestră Fluieraș, așa cum n-a mai fost și nu o să fie niciodată. Nu odată a fost Fluieraș la Trebisăuț, sau intrați pe la noi pe acasă, sigur că Lunchevici i-a făcut cadou mamei și lui tată un afiș unde era el cu vioara și eu sigur că mă uitam la el. Ei, ca la o divinitate atunci, cânt atât de extraordinar. În 1969, eu am povestit toată, eram la conservator și imediat telefonul a sunat, dar Gleb Tchaikovski, care era director artist la Filarmonică, a spus că este un băiat care ar putea să facă. Și atunci el imediat m-a chemat și chiar m-a impus să scriu. Am scris Sârba din Trebisăuț, pe urmă am scris mai multe lucrări pentru orchestra Fluieraș. Potrivit lui Serghei Lunchevici, muzica poate să exprime totul. Sentimentele omului, dragostea pentru o persoană sau pentru plaiul tău natal. Foarte straniu, dar muzica ne poate face să auzim uneori lumina, alteori întunericul, tristețea și durerea. Îi plăcea să meargă la rudele soției de la țară, să se întâlnească cu generația mai în vârstă și, foarte des, verifica prin prisma experienței lor gândurile sale despre artă, despre viață, pentru că, după el, părerea țăranilor era cel mai veridic barometru. Cei care au lucrat cu Serghei Lunchevici nu vor uita acea primă întâlnire, acele prime sfaturi și îndrumări prețioase și vor fi întotdeauna recunoscători pentru votul de încredere acordat la un început de cale. El, în fond, dorea să fie dirijor de orchestră simfonică și pe dânsul îl interesa lucruri mai complicate, mai
Fluierașul, deci orchestra muzică populară a fost așa pentru el la început, ceva trecător care va trece în cât un an, doi, și el se va ocupa cu cei ce dorește el, dar n-a fost să fie, nu putea să se despartă, fiindcă el simțea că acest fluieraș e pentru el făcut. El aducea mielosului popular cu tot o altă nuanță, deci el îl șlefuia în, cu tot o altfel. Prima expediție mea a fost făcută în regiunul Florești, un băiat care vorbea ucrainește, mi-a cântat la gărmoșcă rusească de asta, cromcă, o melodie cu denumire foarte strane. S-a mutat piața Ogor. Cu drept că s-o fac pentru nai. Adică s-o luau din nai. Unii, pe vremea aceea, era un singur naistă la noi în Republică, Petre Zahărie, care cânta la Fluieraș. Venind cu această melodie, care uneva printre primele aranjamente a mele pentru orchestră, vine în fața cui, vine în fața lui Lunchievici. El spune, pentru prima dată am auzit un aranjament care contrapunct din orchestra care îl susține solo-ul să nască din melodia principală. Mai mare laudă pentru mine, bineînțeles că nu era. Asta a fost... Am văzut prima dată Fluierașul la televizor. Probabil că era prin 62-63, veacul trecut. Apoi în 83, când mi-am găsit un refugiu la Fluieraș, pentru că am fost, cum să zic, nevoit într-un fel să abandonez activitatea la ansamblu joc, și îl sunaș pe maestru Serghei Lunchievici într-o seară la domiciliu. Bună seara, bună seara, casa Serghei Lunchievici. Zice, da, dar cine vorbește? Zic, fostul dirijor șef Cișin. Și da, și ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic, nu vă trebuiește al doilea țambalajiu. Deci că al doilea țambalajiu îmi trebuiește, nu îmi trebuiește al doilea dirijor, că deja am. Zic, bine că l-aveți, eu aș fi dorit să lucrez și cu dumneavoastră și cu doilea dirijor. Cum să facem? Și că mâine la ora 12 este trenul spre Moscova. Zic, stați puțin, maestri, eu cererea n-am depus-o încă. Să o aduc cu soția la filarmonică, dar tu să-ți faci bagajele că mâine la 12 e plecare. Păi n-am instrument, instrumentul te așteaptă în tren. Spic, dar nu știu programul, că nu l-am învățat. O să-l înveț în drum. A fost o stea adevărată a culturii noastre. A făcut o orchestră unicală de muzică populară. Cât a putut, a introdus folclor românesc și asta a contribuit mult la deșteptarea conștiințe noastre naționale. Nu știu cum putea îmbina el așa calități, deci uite, de la delicatețea, uite, sensibilitatea și acea duritate, doză de duritate pe care o avea. Și pentru omul bun sărac o să lua de piept și cu dracu, vorba și ea țărănească. Serghei Lunchievici, atunci când credea că ești talentat, îți crea toate condițiile ca tu să te dezvolți, ca tu să te manifesti. Lucru mai rar întâlnit azi. Thank you.
care din marii artiști, instrumentiști sau vocaliști n-a trecut prin orchestra Fluieraș? Maria Bieșu, Tamara Ciobanu, Gheorgheșanu, Nicolae Sulac, Sofia Rotaru. Sofia Rotaru și ea a trecut tot prin Fluieraș. Nimai vorbind, adică de toate, prima dona noastră, adică Zinaida Julia. Lumea, publicul asculta, își priveau concertele cu răsufloare întretăiată. Noi avem de ce să ne aducem aminte. Serghei Lunchevici știa să întrețină relații de aleasă omenie cu toți membrii colectivului Fluieraș, fie ei instrumentiști, soliști sau membri ai corpului de balet. Știa să-și țină colectivul unit și să se bucure împreună de toate reușitele. Relațiile cu orchestra, relațiile cu fiecare în parte, relațiile cu noi, dansatorii, care noi eram, adică, departe de maestru, foarte departe, totuși el găsea momente, vinea, discuta. O atârnare deosebită față de oamenii care îl înconjurau pe el. El nu simțea maristea cu părere de rău, știți? Ты там придумал свой собственный ход, в нотах его нет, я тебе его не предлагал. Это твое, твоя находка. Так ты уж, пожалуйста, выдай ее. Во-первых, как только пошло крещендо, ты почему-то ускорил. В два голоса. Помнишь это? Пам! Помнишь это? Ты знаешь, о чем речь идет? Да. А ну-ка. Почему побежал? С достоинством. С внутренним контролем. Еще разок. И... Надо предвосхитить события, по-моему. Предвосхитить. Еще ничего не ясно. Мы уже стараемся что-то показать, что-то выдать. На голом месте никогда ничего не бывает. Надо сначала подготовить ситуацию, подготовить, а потом... Ну что ты там двигаешься, Федос? Programul Fluierașului erau niște piese
că nici pe acum nimeni nu le repetă, adică nu încearcă să le repete, adică să facă într-așa un stil. El era credo, pentru că el a visat toată viața să fie dirijor de orchestră simfonică, și el ca atare îți păstra visul său, îți păstra aici pe altă cărăruși, dar tot aproape de interpretarea academică. Această manieră care a inventat-o, spune Lunchevich, este o mândrie a Republicii. Muzica instrumentală, atât solistică cât și orchestrală, la noi a crescut la un nivel foarte înalt și fără o școală specială e aproape imposibil de a o cânta. Pe vremea aceea, Filarmonica era o organizație extraordinar de solidă și de la Filarmonic a pornit în mare parte deșteptarea noastră națională. Acolo a apărut orchestre, ansamblu Joc, Orchestra Noroc a lui Dolgan, alte orchestre, Burdin. Și el, văzând că eu s-a tiat de muzică, într-o zi m-a luat la dânsul acasă să ascultăm muzică ungurească. La plac. Era mort după muzica asta și, bineînțeles, după folclorul românesc. Eu am început deja să scriu texte pentru Mihai Dolgan și el a vrut să scrie cu mine un cântic. Și aici eu l-am cunoscut mai îndeaproape. El venea la mine acasă, era o livăduic și era un petec de iarbă și noi, țin minte, am cumpărat vin roșu de masă și ne-am așezat pe iarbă și am început a discuta. El mi-a cântat melodia și el a spus că eu aș vrea ca această melodie să fie despre lăutari, despre țigani. Așa se începe, cântă un han, un țigan, un țigan. Pe mine m-a uimit talentul lui, în primul rând, scriitoricesc. Eu trebuie să recunosc astăzi că acolo este un vers de aur care nu mi-aparține mie, e a lui. Vin diminețele, pleacă tristețele, soarele umple paharele. Soarele umple paharele, nu-i versul meu, e lui Lunchevich. Isidor Burdin, care a adus moda de orchestră populară la Chișinău, zicea așa: în Basarabia numai Serioja are sunet la vioară. Și eu, naiv fiind sau tânăr prea tare, nu înțelegeam ce înseamnă chestia asta până n-am dat cu ochii de el. Și pe lângă faptul că avea el sunetul cel profund și catifelat, și dureros, și tragic, și filozofic la vioară, așa îi suna și orchestra, că el știa ce vrea de la ea. Thank you.
fluieraș acolo? Toată fluieraș. Da, și al care conduce fluieraș mai este? Serghei Lunchevici? Aha. Este. Nu a fost de mult aici. Țin minte, a fost așa un caz, am avut un concert în Filarmonic, pe atunci era Palatul Național. Probabil că o fi cântat eu nu cum trebuie, deci nu la nivelul fluierașului. Era un mărțișor, deci unul din primele ediții a mărțișorului. Și după asta s-a făcut o recepție, o mică recepție, unde au fost invitați și mai cei mei, deci Sergei Lunchevici, Tamara Cioban, Gheorghe Șanu, Nicolae Sulac, bineînțeles. Și eu l-am văzut pe Nicolae Sulac și pe Sergei Lunchevici când au venit. Eu i-am văzut când s-au uitat la mine, erau schimbați la față. Pe urmă mi-a spus Nicolae Sulac, mi-a spus, și că Zina, să-i put picioarele lui Sergei Lunchevici, extraordinar. Păi s-au luat la harță cu primul secretar, cu Bodiu, unde s-a mai văzut? Că Bodiu spune că și caută și el la fluieraș, țăran ca și ea, și caută acolo. Și ei, Alexandru, să iei măsuri, adică să mă dea afară. Și Lunchevici a spus, Ivan Ivanci, o să vă mândriți cândva, țara să vă mândri cu fata asta. A spus-o Nicolae Sulac. Țin minte acea zi când a venit la noi la fluieraș Isidor Burdin. A adus de mână pe o fată, pe o fetiță, cam slăbuță, înăltișoară, și mi-a spus că, uite, asta e Zina. Zina, îmi pare bine. Și deodată s-a năpustit asupra Zinii, hai, cu temperamentul lui, hai, cântă, nu mai sta, maestru n-are când. Și Zina a început să cânte. Și deodată am rămas frapat, nici n-am mai stat la sfat cu orchestra, ca de obicei mă sfătuiesc cu muzicanții din orchestră. Și repede am fugit sus la secția de cadre, au fost înălțate în fața mea baricade. Zina n-avea pe atunci nici pașaport, nici carnet de identitate, n-a avut înregistrarea aceea. A fost o serie de piedici, da? Da, n-a avut faimoasa propiscă și totuși eu am reușit, poate că am fost mai tânăr cu 20 de ani, dar la urmă urmei m-au înțeles și funcționarii și așa Zina a devenit artista fluierașului. Și de atunci eu am intrat într-o lume nouă. Și de atunci eu am intrat într-o lume nouă. Aveam suflet curat ca un pot de rouă. E data de 14 ianuarie 68, 1968, mai în viacul și al alt, îți imaginez. Eram în căminul Colegiului de Muzică Ștefan Neaga și a școlii internat pe atunci de muzică Eugen Coca. Și atunci eu vin la etajul 2, în camera acolo cu fetele, când acolo vine cineva și îmi spune că nu erau pe atunci telefoane, de unde? Un singur telefon jos, deci holul și ala mare, și un singur televizor, deci tot acolo jos, alb-negru. Și vine cineva, bate la ușă, Zina, ești chemată la telefon. Cine mai la telefon? Nu m-a chemat, nimeni în viață nu m-a chemat la telefon. Cine să mă caute pe mine la telefon? Zinaida? Da. Sunt Sergei Lunchevici. Ei, mai. Și acum parcă aud vocea așa în receptor. Mâine seară, la ora 18, la ora 6, te aștept la filarmonică. O să te întâlnească paznicul. Și am mai dormit în noapte și eu vin acolo, era un Dumnezeu sovietic, nu mai de mult, nu mai este, Moș Simion. El făcea foc acolo într-o subșoară și când mă uit apare, Dumnezeule, apare Isidor Burdin și Lunchevici. Când l-am văzut și Burdin mă ia, hai Zinaido. Și am intrat în clasa, așa se numea pe atunci, clasa 14-a. Am intrat acolo era
Tocmai trebuia să aibă loc un concert. Și era o repetiție generală. Era capela corală Doina, era jocul, ansamblu joc, era fluierașul. Și nu știu pe unde s-a luat acolo și Dumnezeu să-l ierte poetul Anatol Ciocanu. S-a așezat la pian Isidor Burdin, tonalitatea, parcălzat pe Nicolae Sulac, cum ședea pe un fund de căldare, deci a întors galeata cu fundul în sus, s-a așezat, că nu erau scauri, nu, era foarte multă lume. Ori pe atunci, mai să fii primit la fluieraș, să-ți fii acceptat la fluieraș în calitate de cântăreț, cum s-a mai văzut? Erau acolo moștri grei, mai, înțelegi, moștri sacri, mai, a cânticului, deci pe atunci, a cântic popular, Nicolae Sulac, Tomara Ciopan, Chiorcheșan. Ei, și am cântat un singur cântic, ăsta cu foaie verde, măbăt sălcioară, Mărie și Mărioară. Dumnezeu, eu nici nu auzisem Maria Tănasă. Eu cântecul ăsta l-am auzit, la, nu știu, pe undeva, dar nu. Noi nu aveam radio să ascult România sau ceva, de unde? Am cântat o singură strofă și Lunchevici a făcut. Gata. Hai, și Fitco. Director filarmonic. Gata, copchiliță dragă, gata, ești la fluieraș. Hai, dați o foaie ceva, dați să scrii cererea. Și eu scriu cerere, chiar din seara aceea, 15 ianuarie, 68. Drept că Lunchevici a ținut mai decât să mă pun la curent. Uite, o să ai o lună, să vedem cum o să meargă. O lună. A trecut o lună. Mai dăm o lună. Și uite așa, mă ținea deci în priză. Mă ținea în priză. M-a ajutat enorm. M-a ajutat arătându-mi chiar și cum să fac primii pași. Și iată cum să apar pe scenă, cum tot. Îmi spunea, țin minte. Și Sulac mi-a zis. Băi, Zina, ce faci, mă, mâlicele parcă-s două vâsle, mă. Ia vezi, mă, că nu faci. Deci, cum să te superi pe așa oameni când îți faci observații? Cerul știe cum te cheamă, cerul știe cum te cheamă, mai, mai. Steaua când pe cer se naște, dintre toate te-i cunoaște, mai, mai. Și așa te știm și noi, mai, cu limiți și cu eroi, mai. Și așa te știm și noi, mai. Periodic, Serghei Lunchevici obișnuia să înnoiască programul orchestrei, cât și să le coase costume noi. Până la el, Fluierașul era o orchestră de acompaniament și, pe lângă soliștii vocaliști, odată cu venirea lui, accentul se mută pe instrumentiști. Însă și orchestra era în stare să țină un spectacol cap-coadă. Venea la Fluieraș, la repetiție, cu ochii lui de mari profunzimi și largi viziuni, se documenta cine este, cine nu-i și da dirijorului doi indicații cu ce să se ocupe, dar mie îmi spunea așa că noi astăzi avem zi de creație. Și mă lua din repetiție, mă lua cu el la discuții. Dar în urma discuțiilor, ce urmau acolo, îmi comanda sau până la urmă mă îndemna să fac ceea ce îl rodea pe el la suflet, ce nu-i dădea pace, poate că visa noaptea, poate că își dorea în repertoriu anumite piese. Și că înțelegi un lucru eu am să-ți spun. Să faci așa niște piese ca eu, ca viorist, să am ce cânta în scenă, și ca dirijor să nu fiu gonit de la lucru. Și publicul să aplaude îndelung, așa, indiferent unde n-ar fi, că-i Buenos Aires, că-i Rio de Janeiro, că-i Moscova, că-i fostul Leningrad, astăzi San Petersburg, indiferent unde vom fi noi, să aibă ce asculta, eu să am ce cânta și dirija. Thank you.
Am urmat întrecerea aia lăutărească, un fel de concerto grosso, care avea o temă anumită și toți aveau libertatea de a se expune cu ce, cu ce le vinea mai îndămână și la care arătau frumos și să se întoarcă înapoi acasă la bucățica cea de temă și iar să meargă înainte. Lucrare la care toți artiștii Fluierașului sau toată componența din lotul orchestral al Fluierașului, precum și maestru Serghei Lunchevici, au dat dovadă de o simpatie, de o dragoste față de ceea ce fac și o mândrie, o demnitate în felul lor, că au așa o piesă în degete, că au așa o piesă în repertoriu și era o mândrie pentru ei să apară cu ea oriunde am fost cu Fluierașul. El știa în scenă să se producă și ca dirijor, și ca violonist, și ca tata tuturor artiștilor din scenă, și ca manager, și actor. Fără actorie nu mergeau concertele. Asta era o componentă indispensabilă la expresia artistică, cea care o purta Serghei Lunchevici și pe umerii săi, și o pune și pe umerii lotului artistic al Orchestrei Fluieraș. Și îi urmam pilda, dar avea și el, cum să zic, programări pentru fiecare. Cum spunea, cântă perfect, dar fă-te ca un actor. Fă ceva. Ar fi bine să faci asta, Nu mai să apare în fața publicului ca să rămâi pentru totdeauna în ochii și în văzul lui și inima lui și în sufletul lui, așa. Ce era de apreciat, îi făceau un laudatio. Ce era de criticat, atât de frumos critica, niciodată nu l-am auzit înjurând. Da, atât de delicat, atât de șmecherește. În orice situație rămânea marele Lunchevici și vinovatul din ochii lui nu era atât de mic și nu era atât de pedepsit. Nici moral, nici fizic, nici administrativ, nici într-un fel. Îi se aducea aminte, cum ar fi un părinte la biserică. Luați aminte. Așa, îi se aducea aminte că aici s-ar fi putut și mai bine. Uite, asta era cea mai mare ocară a lui Lunchevici, că s-ar fi putut și mai bine, doar tu poți. Eu nu l-am auzit niciodată în viață pe Serghei Lunchevici să ridice vocea, să strice la cineva, niciodată. El te pedepsea cu privirea. Privirea lui înseamnă totul. Putea să te admire cu privirea, putea să te deteste, să te deteste cu privirea, deci totul. El tot timp vorbea prin pilde, prin exemple diferite. Ia că așa o dădea și el așa și uite așa a făcut. Dar poate fă prin povestit de altcineva, nu de tine. Ca să-ți dai seama că... Nu, e fantastic.
Uitați-vă că eu ca om vorbesc de Lunchevici. Cred, lui a venit în gând să-l iei pe Bandeliuc ca dirijorul 2 la Floiraș. El tot de-aia a avut dirijorul 2. Eu vreau să cer voi de la tine ca să-l iau pe Bandeliuc la mine în orchestră. Eu am fost frapat de asta. Adică de la mine se ceară voie el ca să-l iei pe Bandeliuc în orchestră, în Floiraș. Zic, da, eu spun, dar orchestra Mărțișoara asta e orchestra studențească. Da, dar tu ești dirijor acolo, eu n-am dreptul să fac așa brutal, decât să grăiesc cu dânsul ca să știi tu ca dirijor. Bine, s-a mărat foarte mult. Asta vorbește despre Lunchevici ca om, care stima munca, adică rezultatul muncii mele, ca el stima acolo și rândul Bukovski. Asta se dobândește foarte greu, să faci un ansamblu de băieți cum scade, care se stimează unul pe altul și ții tot în gând ca să-l iei pe unul de acolo. Asta e dureros pentru mine ca dirijor, da? Mi-a fost foarte curios cum am să lucrez cu toți Lunchevici, personalitate mare, cum eu, începător. Și când m-am aranjat, și că, Gheorghiță, eu îți dau hățurile în mâinile tale, scrie ce ai frumos, adă, la cântăreț, orchestrare, piese de concert, așa, 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 așa. Bine, Sergei Alexandrovici. Tot simți că acolo frumos, tare, intercalări de instrumente, cu chestii, cu nare, trompetă, cu... Și altfel ce-o vejat, vin după spectacol așa. Ce gărghiți, asta mi-ai făcut-o, da? Tu n-am înțeles. Serios, așa. Asta e un metat văd să dirijesc. Mă tat, tot ți-a dat Dumnezeu bogăția asta de... Ah, ca să dirijat, da. O dirijat cu lacrimi, pe expresivitate, e și de vorbit, e... Când era el pe scenă, era dirijor. Era gata, deodată altfel, în flore. Ținea la orchestra în mâini, când arăta o creștere, o crescendo sau ceva, sămță srica ca un val mare. Thank you.
El spunea, știi, Stăpân Căruț, știu, uite așa și să înceapă și lucrarea asta, dar să nu, să nu fie ca aceea, dar să înceapă tot așa, sensul ăsta, să împui așa, să înceapă așa, pe urmă să se dezvolte așa, ca să iasă aici, acolo și așa, ai înțeles? Am înțeles. La fiecare 3, 4 ani, 5 ani, deci se pregătea întotdeauna programe noi, se coseau costume noi, dansuri noi se montau, unde evident, adică ori în Palatul Național, ori în Filarmonică, dar mai des în Palatul Național, era premiera, adică programului nou. Și atunci era normal că era regizorul care el montat, dar 90% venea de la maestru. Și cu așa mândrie eu mă simțeam că eu la Fluieraș. Cu dânsul să ai treabă, e cum ai fi trăit, să spunem, pe marginea unui vulcan. Avea permanent idei noi, permanent ceva trebuie să schimbe, să facă, să descopere, să schimbe programul. Prot așa o răsflare nouă în Fluieraș, cum trebuie cum plau lucruri. Ce facem și eu și domnul Cheviș, Dumnezeu să-l odihnească, Doamne Dumnezeule. El era bucuros că ceva a apărut ceva proaspăt în un orchestră. Dacă nimerea așa în chenarul lui, în unghiul lui de vedere și îi plăcea atunci, el era foarte mulțumit. Eu spun că eu am scris câteva lucruri, de exemplu, Rapsodia Nistrului sau ornamente, așa, cam complicat. Și el știa că orchestra populară nu poate să o cânte și în scenă nu o să fie. Păi o lună de zile cu aceste lucrări, el a făcut repetiții și mi-au scris în partitură și deci ne aplaudam unul pe altul singur și de plăcere am ascultat lucrările astea, dar știind că n-o să fie niciodată interpretat. Și le-am partitură cele, cred că eu o să le fac pentru orchestra simfonică și o să le dedic anume lui Serghei Lunchevici. El parcă întâmplător se întâlne cu tine și am zis, hai mai petreci, cum era atunci strada Lenin, da? Dacă te invita acasă la dânsul, înseamnă că el ceva plătind dorește, nu întâmplător. Și uite așa am ajuns noi odată la un moment, că el m-a invitat acasă vorbind așa, i-am sunit la etaj la dânsul, el a scos o sticlă de vodcă pe masă cu o friptură făcută de el. Și după ce am servit noi acolo și am mai spus niște bancuri, el s-a scos luleaua și îi spune aici, uite, tu nu ai observat în viața ta așa un moment. Uite, toate popoarele au melodiile trei pe trei, vals, da? Dar noi, moldovenii, românii, care sunt plini de diferite ritmuri, începând de la două pe trei și terminând cu 11, cu 16, cu 9, și noi trei pe trei nu avem. Dar eu așa straniu m-am uitat la chestiunea asta, zic, fel de întrebare asta. Dar tu nu ai dori ca să faci ceva la trei pe trei. Dar eu cred că foarte straniu m-am zâmbit, că el se uită la mine și spune, dar eu te scoteam mai deștept. Și uite așa, uite așa, hai, încearcă. Și eu te aștept tine pe o săptămână. Și așa s-a făcut, parcă a fost punct, parcă a fost punct, parcă a fost tăiet. Aveam eu o melodie care ne-a făcut pentru Jala Pădoraru, nu chiar o săptămână o terminasem. Ai da 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 eram sa 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 ira ai da 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 ri la da 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 da. Și eu, ca bază această melodie, și fac un cospăr, o prefac în trei pe trei. Și mi-și place a treia ză sau a patra ză. Eu vreau să mă întâlnesc cu dumneavoastră. Eu, cum eu cânt frumos la pian, așa, știi, de ei, nici de ăștia, de el și el să știe că eu, că tu gâzi, eu cânt bine la pian, dar tu mă gândi când ca mine, așa, adică invers. Și el zice, tu știi că este. Vreți că embrionul este, sâmburul este. Și eu fac această melodie și el închină la 40 de ani a orchestrei Fluieraș. Un puștan care a lucrat, adică 4-5 ani, după 4-5 ani de zile,
eu, Lucian, mi-am pus în gând să montez ceva. Și nu mă duc la maestru de balet. La domnul Lunchevici mă duc. Iată, eram într-un turneu, nu știu unde. Mă duc, intră. Iată, eu vreau să montez, să naș. Păi, hai, dar eu știu, dar la mine ce-i venit, adică ce se... Mie îmi trebuie să-mi dați sala și, adică, colectivul, ca eu să lucrez. După o săptămână, domnul Lunchevici a venit să uite ce-am făcut eu. Am arătat, el pe urmă îmi spune, adică, care sunt neajunsurile? Care au fost foarte reale, adică, și binevenite. Fiind orgolios din natură, am spus, zic, dacă eu fac așa cum spuneți dumneavoastră, atunci nu o să fie dansul meu, dar o să fie a dumneavoastră. După asta, foarte des, mă făcea, adică, ce, gata, s-a terminat tot, orgoliu, unde e orgoliu? Adică, foarte fin, foarte fin, adică, hai, că așteptăm, adică, hai, fă ceva. El știa când să respire, când să-și taie respirația, când să se aplece, când să înceapă a dansa. Avea momente când îl prindea ritmul și el pe o secundă se pornea la dans. Până acum folosesc momentele când observ, poate din muzician, poate un pic aici folit, poate așa, eu zic că Lunchevici, să fie și tu așa către Lunchevici, o primeai tu bine, deci trebuia să fii peptanat, fetele la fel, cu floare în păr, numai decât să fie de... Uite, cum, dar ce floare? Eu zic, da, iată așa. Îmbrăca costumul de artist, tras capii în el, chiar și cu vârsta lui. Cămașa, puteai să-l duci de mânuță în fața lui Leonardo da Vinci, Rafael, Tizian și să-i facă portretul, așa arăta. Numai decât se farda, dar într-atât de puțin cât numai să-i apară rumenii pe față. O coafură, nu se duce la casa de mode sau la frizerie, sau... așa el la oglindă, îl chitea atât de bine, dar într-adevăr când apărea în scenă aveai la aceste uți, putea să nu cânte și deja erai satisfăcut că l-ai văzut pe Serghei Lunchevici, dar dacă mai lua și veoara în mână și face minuni cu ea, da, era o seară nemaipomenită pentru publicul care a savurat toate plăcerile astea. El pentru fiecare piesă face un mini spectacol, micuț de tot, atât de 2 minute, de 3 minute, de 5 minute, dacă era o suită, ajungea la 7, 8, 9 minute, poate să lungească. Ce obișnuia să nu fie piesele lungi, obositoare pentru cei care nu găsesc farmecul. Trebuie să vadă materialul muzical, trebuie să vadă interpretul care se descurcă de minune, trebuie să vadă orchestră, trebuie să vadă joaca lui Lunchevici ca dirijor, să vadă joaca fluierașului ca echipa artistică și cu asta se duce omul acasă, satisfăcut cu mai multe componente, adică cu întreaga cunună de realizări care, bineînțeles, sub responsabilitatea lui Serghei Lunchevici, se produceau în scenă și ajungeau la inima omului și la sufletul lui. După decesul lui, când noi am nimerit în palatul din Kremlin,
Era atunci dirijor maestru Serghei Ciuhrii și știau doamnele regizoarele că el nu poartă sacou. Nu poartă sacou. Și eu m-am dus cu sacoul lui Ciuhrii să îl calc un pic și el îmi spun, dar ce, în rusă, evident, că ce, maestru a început a purta sacouri? Eu zic, maestru nu mai este de mult. Ei au rămas șocați că maestru nu este. Și este un lucru mic, care, dar mi-a părut bine că îl țin minte pe el, că știu până ce, și ce îmbrăca în scenă dumnealui. Și a pornit fluierașul să cucerească lumea și continentele, de la Dunăre și Mare până la coastele Pacificului, apoi a urmat Franța, Germania, Mexic, Cehoslovacia, Brazilia, Nepal, Finlanda, India, Tunisia, Algeria, Canada și alte țări ale lumii. Erau primiți și așteptați cu sufletul la gură și cu aplauzele sus. După ce îi ascultau, spectatorilor le era greu să se despartă de fluieraș, pentru că emoțiile pe care le lăsau în urma lor nu puteau fi date uitării. Cei mai buni impresari ai momentului îi solicitau în spectacole cu o singură condiție, să fie prezent și Serghei Lunchevici. Prin personalitatea sa, reușea să farmece oamenii și locurile pe unde își făcea apariția. Când am fost la Moscova, eu la 15 repetiția sărbătorească, care la Moscova era numit poem despre Moldova, trebuia să fie interpretată la, în timpul congresului, la 25-lea, îmi pare. Și Teatrul Mare se ridica după fiecare repetiție în picioare și deci aplauda. Și bine, aplauda lucrarea, eu mă bucuram, dar aplauda interpretarea, fiindcă ei s-au ridicat și au venit și, maestro, am putea să vedem ce vioară aveți, hai poftim, mergi, asta e o bucată de lemn. Deci el n-avea instrument ca lume, dar el avea suflet și avea fantastic. Sărbătorească lui Constantin Rusnac. O cântă toți, dar o cântă toți diferit. Și cum a cântat fluierașul, nu mai cântă nimeni. Și iarăși, de ce? De atâta când fața la timona orchestrei era un Serghei Lunchevici, la vioară era Serghei Lunchevici.
Mi-aduc aminte când se cânta piesa la Moscova, dar Moscova este, are un public extraordinar de elevat, extraordinar de educat în ale măreților lumii. Sală în picioare. Și aplaudă frenetic până nu faci tris, nu-ți dă drumul să pleci din scenă. Nu bis, tris. Mai spuneți-mi o formație care a fost la Brejnev la ziua de naștere, în afară de Fluieraș. La ziua domnului Brejnev, tovarășului, cum s-ar se spunea, sigur din orchestra Fluieraș au fost aleși 8 oameni, conducători de state din toată lumea erau la acest eveniment. Și când a ieșit maestru în scenă, s-au început aplauzele mari, pe care nu prea era primit așa să se aplaude, mai ales șefii de stat, că ei stăteau și discuteau între ei. Dar el era în centru atenției mereu. După fiecare spectacol, unde n-a fi, după hotare, în Siberia, în Tajikistan, nu contează, în Pribaltica. Deci când se termina concertul, numai decât el spunea ceva la public. Eu mă mândream cu chestia asta când totdeauna cum găsea el ce să spune anume pentru publicul ăsta? Ne mândream cu el. Când se punea o întrebare la o recepție unde eram să-i dea cuvântul lui, un pic de pauză așa, și când începea să vorbească liniștit și tot, și era foarte apreciat pentru asta. Doamna Tamara ne-a poftit de 2 ori, adică cel mai impresar, cel mai bogat impresar din America Latină, de 2 ori ne-a poftit, ne-a, cu contract comercial, era o clauză. Se socoate nul contractul dacă maestru Lunchevici nu vine la concert, adică nu ia parte la concert. Asta multe spune. Când spunem Serghei Lunchevici, îi atribuim involuntar balada lui Ciprian Porumbescu, pe care a cântat-o ca nimeni altul. Gleb Ceaicovski Mireșanu spune așa: Lunchevici a cântat balada ținând cont de tematica ei, pentru că ea începe cu o doină bucovineană, apoi vine o baladă, apoi un fragment de muzică foarte fulgerător și repede cântat. El era foarte scenic, expresiv, iar ochii lui vorbeau. Thank you.
Eu încurajos și jumătate și mă refer aici, în primul rând, la balada lui Porumbescu. La care cu smerenie și multă credință și multă evlavie s-a atârnat marele artist Serghei Lunchevici. Știa cum să o frazeze și să o aducă într-acolo, încât nu te mai saturi de ea. Chiar și Lola Bobescu, chiar și Ion Voicu, chiar și Ștefan Ruca n-au găsit expresia lunchevicistă, da? Să dea suflare, profunzime, filozofie, dramă. Astea e lucrări care este, cum să zic, o capodoperă națională în contextul culturii universale. Cum interpreta el balada lui Ciprian Porumbescu, românii, mulți care au venit aici, după asta, de acum, după anii 90, veneau mulți, toți spuneau că nimeni n-a interpretat balada așa cum a interpretat Serghei. A fost un festival cu o sărbătoare extraordinară a muzicii și a dansului în Noua Republică. Pentru toate colectivele au venit și orchestra din Doi Nașu din Pitești, din România. În frunte cu Florea Pascu, cunoscut violonist, nu știu, dă Dumnezeu să trăiască încă mai, dacă mai este, și un Valerică, oarecare un Valerică, un muzicant înalt, lăutar, asta lăutare se vedeau cu la o școală, dar cântau. Și la o petrecere la Sergiu Pavlov acasă, la o petrecere la un par cu vin și Sergiu la acordeon, eu la pian și ei cântau niște melodii extraordinare, Florea Pascu spune că, uite, Ciprian Porumbescu a fost interpretat de foarte mulți violoniști din România, atât cu pianul, cu, mai știu eu, cu orchestra de cameră, chiar cu orchestra simfonică. Dar cum a interpretat-o Lunchevici, Ciprian Porumbescu, la vioară, aici în Moldova, cu orchestra Fluieraș, până în vreme de față noi așa interpret n-aveam.
dragă Tatiana, ți-am mai spus într-o emisiune, l-am văzut pe Serghei Lunchevici încărunțând. Deci uite așa, uite, ne-am despărțit pe la ora 2 și la ora 5, când l-am văzut, era încărunțit. Tocmai venisem dimineața la repetiția generală, așa se spunea, la ora 7 seara trebuia să înceapă concertul jubiliar, să zic așa. Deci era vorba de aniversarea lui Serghei Lunchevici, de 50 de ani, la Palatul Național. Orchestra, împreună cu Serghei Lunchevici, repetau balada lui Ciprian Porumbescu. Se termină repetiția și niște funcționari care erau acolo puși să mai vadă odată, să revizuiască odată program, chiar dacă era deja prin, să fi fost prin 84-83, când acum punese dezghețul, când măi, și atunci erau de ăștia zeloși, înțelegi, care nu se puteau dezbăra de ideile cele vechi și de... Și spun că, da, balada nu va merge azi. Nu, i-au scos-o din program, Serghei Lunchevici, am văzut, Dumnezeule, nu mai văzusem așa niciodată. A părăsit scena, a plecat, a spus, concertul nu va mai avea loc, biletele vândute din timp, cu mult timp în urmă. Și noi așa și n-am știut, noi ne spune regizorul, veniți oricum, la 5 toată lumea prezentă să fie, că la 7 începutul concertului. Și tot așa, la 5 neștiind, va avea loc concertul sau nu, pentru că totul depindea de Lunchevici, de Serghei Lunchevici. Dar l-am văzut, eu m-am uitat numai în ochi, pentru că foarte mult a ținut la mine, Dumnezeu să-l ierte. M-a încurajat, cum a putut. Mai târziu am înțeles, eram atât de necioplită, atât de nepregătită. Ne-am privit în ochi și am înțeles că ei s-a permis să cânte balada lui Ciprian Porumbescu. Deci am înțeles, fără niciun cuvânt, pentru că avea niște ochi, o privire atât de pătrunzătoare, atât de expresivă. Vorbisem cu Loteanu când s-a filmat în Lăutare. A jucat admirabil rolul cealaltă lui, un actor din zilele cele mai mari. Toma! Ia vino încă putai. Ia de biciu. Să mai strici tu visul omului, pupă. Ce-ai făcut, bre? Lu-mă, Lărica, mătii! Mâinile! Uitați-vă la mâinile voastre. Ele nu sunt în stare să țină nici coarnele plugului și nici pușca. Noi toți suntem cu pecete pe frunte. Eu treaba asta o știu de mult. Uitați-vă la mâinile voastre. Uitați-vă! Am vorbit cu Loteanu, zic, măi, cum te împaci cu dânsul? Că e zmâncit, îl știu, și te știu și pe tine cine ești. Și acela era un caracter, da, dracului. Zice, Andrei, zic, cum l-ai dresat să joace așa de bine? Care dresat? El știe mai multă artă actoricească decât acei care au terminat instituții speciale. Parcă e actor turnat. Nu-i plac textele mele, îmi redactează textele, le redactează fantastic și textele, de parcă ar fi dramaturg, kinodramaturg, scriitor. Zice, eu învăț de la dânsul și mă supun, așa cum sunt eu de aprins și de nebun în toate și era obsedat de perfecțiune, de a fi perfect, el se supunea lui Lunchevici. Hai lui și lui și lui și lui, pe fața pământului, floare mâncă și domnească, ca ora moldovenească!
dar dragostea ficiorilor pe hopa. Am gândit în filii nostru pe scoră la mijloc să intre mântru să-nroc. Scusurile mocilor spus, să nu se uite pe sus, nici pe sus, dar nici pe jos, numai la omul frumos. Țin minte că atunci prinsese mă ciudă pe film, se filma tocmai, da, și era undeva prin regiunea Cernăuțului încolo. Mie nu-mi plăcea pentru că lipsea de la concert. Când nu era Serghei Lunchevici, gata, alt nivel. Toți voiam să, pe lângă Serghei Lunchevici, sigur. Ne simțeam și noi mai, parcă mai talentați, mai importanți. Eu țin minte ce îmi spunea Jălachiavicius, mare regizor, Jălachiavicius, acel care a făcut teribilul film Nictonii Hatelu Mirati, lituaneanul ăla, căsătorit cu moldoveanca noastră, fiica lui Melnic. El spunea că sunteți un popor deosebit, de folclor nu mai vorbesc, aici comparații n-aveți, și că mie nu prea-mi plac filmele lui Loteanu, spune el, dar am văzut cum joacă Lunchevici, ăsta e un vis să-l pot filma pe Serghei Lunchevici. Ăsta poate juca și tragedie, și dramă, și comedie, poate juca absolut orice. Este... De aceea, el era un actor complex, foarte complex, care, într-adevăr, apariția lui pe scenă deja împlea scenă de artistism, te hipnotiza sala și tu nu se rămânea nimic decât să bazi din palme până ți-or crăpa palmele de bătături și ți-a sărit ceasul de pe mână. Alistar, eu sunt Maria Manole, vara ta. Nu m-ai uitat, Tom. De aici, de pe măgura Răduceanului, mi te-au furat drumurile, frate, și te-ai abătut de la ai tăi. Să trăiești, coana Marie. Cu limbă de moarte m-a trimis un cheșu vasâi să te adun de prin lume, că-ți dă stâna lui. Și turma lui îți dă să nu mai pribegești. La voi acolo sus plouă cu tristețe într-una. Încheșu Vasâi Vereț lasă ție muntele să-l stăpânești. Mie? Muntele? Să-l leg de căruță, să-l târi prin lume după mine. Frumos, coana Marie, frumos, mulțam. Prin mâinile lui, prin ochii lui, prin mintea lui, prin simțul lui a trecut multe pilde, multă literatură. El era o personalitate complexă, deci el era și poet. El când a fost, părinții au fost trimiși în Siberia, că aveau motive, știți, atunci fără motive se trimiteau. Și el scria atât de frumos, el mi-a citit aceste versuri în limba rusă, el le scria în limba rusă, foarte frumos. El citea poezii. E extraordinar. El recita poezie, el era amator de poezie. Deci, veneam și poate mi-era trist și el zice, ia ascultă, și îmi citea Busuioc, Bacovea, Eminescu, Vieru. El îmi citea mie poezii, personal, unul la unul. Să ai așa un noroc al Lunchevici să te cocolească cu poezie. Atunci nici nu-mi dădeam seama. Serghei Lunchevici ne-a lipsat pe toți, citea foarte mult. Mi-amintesc că cunoștea literatura universală, Dumnezeule. Eu în genere prima dată de mulți scritori ai lumii am aflat de la Serghei Lunchevici. Erau pe atunci magazinele astea de cărți, Drujba, Prietenia, în toată fosta Uniunii Sovietică, în toate republicile și în toate marile orașe.
Țin minte la Peterburg în special, nu știu de ce, dar îmi plăcea tare Peterburg, la Leningradul de atunci. Și mergeam, veneam de acolo cu literatură românească, dar ce eu auzisem de Rebreanu, de Blaga, de, aoleu, da, când la școală nu era în materialele școlare, deci ne zic, cum, alți scriitori, alți poeți învățam acolo. Și iată așa m-a familiarizat cu mare literatură. Eu aveam mâini de aur. Și în lemn, și în metal, frezură. Îl văd odată venind la mine și mă fericit, vine acasă cu un buzdugan așa de frumos. L-a făcut cu două, nu mai țin minte din ce an, dar tot la începutul anilor 80, frumos. Ăsta e făcut din mâna lui, fiindcă avea el aparat cel și e făcut din, da, într-adevăr, ăsta e făcut din mâna lui. El l-a pus ăsta, l-a tocit, l-a făcut și mi l-a dus mie. Serghei Lunchevici era talentat în toate și inclusiv în străvechea meserie a vânătorii. Îi plăcea să tragă cu arma, dar pentru că avea o inimă mare, de multe ori trăgea conștient pe lângă pradă. Era împătimit însuși de ritualurile acestei îndeletniciri străvechi. Iubea de asemenea să primească oaspeți și să-i servească cu bucate pregătite de mâna lui. În mod special vânatul îl gătea numai el. El știa cu cine și cum să vorbească. El niciodată nu se uita la lume de sus. El era cu toții la nivel. Deci el se ducea la vânătoare cu niște prieteni lăcătuși, deci cu totul altă gașcă, spune, absolut. Nu odată el, căprioara a ieșit și el l-a împușcat alături. Și toți îl râdeau, că mazila, cum zice, adică ai dat pe alături, nu știa împușcat, dar el special n-a împușcat. Lui era, zice, așa o frumusețe, cum să o omori? Și nu împușca în ea. Чего у вас принесло? Был концерт неожиданно. Людей отпустили на выходной. Концерт нужно дать. Отдохнули, да? El era și un mare pasionat colecționer de arme. Deci el avea acasă și de cuțite și de pipe. Deci el avea acasă o panoplie. Uneori când venea cu ceva de vânat acasă, ne chema. Bineînțeles, când ești întâi Nicolae Sulac, acolo de mai multe ori l-am întâlnit pe Emil Loteanu, pe Andrei Strâmbeanu, uite așa, pe Aureliu Busuioc, Maria Bieșu, Dumnezeu, Constantin Rusnac, o lecuță mai târziu, dar deseori ne-am întâlnit cu Constantin Rusnac. Măi, ce lume frumoasă venea acolo, Dumnezeu. Sigur, eu stam într-o parte, că eram un copil, eu mergeam cu soțul meu răposat, cu Simeon Brânzilu, la care ținea foarte mult Serghei Lunchevici. Dar trăgeam cu urechea, ce se vorbea, băi, atât avea de învățat. El avea grijă și de limbă, el vorbea o limbă foarte frumoasă. Era un mare prieten cu Busuioc, dar cine putea să fie și de vânătoare? Aurel Busuioc, poet de clasă, poet extraordinar. Și când auzea cum vorbesc, și el zice, săraca limba română, el așa. Și a făcut un dicționar, vă închipuiți, un dicționar rus-român, român-rus, fiindcă la noi, deci terminologia vânătorească mai mult în limba rusă, ca și cea tehnică și nu prea știm cum denumirile sunt în românești. Și el a lucrat și a făcut un dicționar și mi l-a dat mie, deci poate încerci să-l tipărești. Am încercat, eu atunci n-am mai ieșit și l-am tipărit. După 10 ani, el, când eu singur el l-am tipărit, cât de interesant el a scris prefața la acest dicționar. Am prins cu urechea la întâlnirile vânătorești. Măi, Gheorghe, știi? La magazinul nostru, ni puha, ni piera, așa se numea magazinul, nu mai găsești proclăci și nici objâmci. Porohul îți vine numai câte 200 de grame, și dar la mine alt ne caz. A plesnit țevoiul și s-a rupt scobaua și boiocul. Știi, Vasile, sâmbătă trecută am vânat numai un ciroc, o creacvă și atât. Limba maternă. Așa a fost vremea
și soarta. Ca să mai rămân în tagma sfântă vânătorească, am întocmit aceste mici dicționare pentru vânători civilizați cu care am avut fericirea să trăiesc în lumea fantastică a naturii moldovenești. Serghei Lunchevici, decembrie 1991. Plăcea să gătească, dar îi plăcea să gătească numai din vânat. Numai din vânat. Deci dacă vâna un mistreț, aduceau bucate, îi se împărțeau acolo, o căprioară sau fazan, îl aducea acasă, atunci Nina n-a zis căuta la bucătărie. Gata, erau alungați toți, el curățea, el făcea tot. Punea fazanul pe masă sau bucata cea de carne, eram de față. Și avea atâtea arme, și avea armă cu pneumatic. Punea acolo usturoi și astea și împușca. Punea acolo diferite grăunțe astea și paprică și pipier de celă și pregătea bine sosuri, aducea sosuri de prin toată lumea cumpăra așa. El venea acasă tot timpul. Venea fără niciun ban, dar toate astea condimente, chestii. Să lăuda cu toate trofeele lui de vânătoare și avea fel de fel de coarne, de cerb și de căprioară și pregătea carnea cum nimeni altul și, Doamne ferești, să nu-ți fi plăcut carnea lui. Era un apucat al bucătării. De altfel, era apucat în toate. Era apucat în muzică, era apucat în toate. Era un om foarte pătimaș. Serghei Lunchevici era pasionat și de arta fotografică. Avea abilitatea de a surprinde personajul atunci când se aștepta mai puțin. În special, îi plăcea să o fotografieze pe Nina Ionașcu, femeia care l-a cucerit din prima clipă și alături de care a creat o familie extrem de frumoasă. Chiar și pozele în care apar împreună, tot de el erau făcute. Aveau valize întregi de fotografii care ilustrează frumoasa lor viață de artist. Pe cele mai frumoase și expresive le developau împreună, așa încât să aibă ce și aminti peste vremi. Nina Ionașcu, o femeie extrem de frumoasă și talentată, terminat și conservatorul, era prezentatoare la Fluieraș. A fost prezentatoare la Orchestra Fluieraș și pe urmă așa a venit viața, că trebuia să fie cu copilul acasă, că de acum să ocupe de educația fiicii, și a plecat la Fluieraș. O femeie foarte plăcută. Și domnul Lunchevici a spus că eu nu văd viață fără Nina. O iubea, mi-a spus de mult. Eu acum îi spun, Nina Ivanovna, Serghei Alexandrovici, iată așa, ce să iau lui Nina așa? Mereu Nina, Nina, Nina era în vorba lui. Așa că să vă mândriți că v-a iubit.
surprize bune, plăcute știa să-i facă. Și odată de la concert, la ziua ei de naștere, a luat toate fetele și ne-a dus acasă să-i facem vizită, că, adică se plânge că la ziua ei nu va fi nimeni, voi aveți concert și atunci nu ești acasă. Și el a luat fetele și ne-am dus la ea și să-i facem o surpriză. Ca să vă spun ce fel de om, să vă dau un detaliu. Prin 75 eu am fost operat, s-a vestit în oraș că Strâmbeanu moare. Și au început a veni scriitorii la mine, eu credeam, ia uite cum mă iubesc toți, dar nu știam că să vestiți că eu mor. Și vine Serghei Lunchevici. Aduceți în minte, pe atunci nu erau mandarine, ca, nu știu de unde au adus o mandarină foarte mare. Eu eram în sala unde se moare, înțelegi acolo, înțelegi? Nu-i dădea drumul și l-a oprit în prag. Și a spus, dragă Lunchevici, ce ai de spus? Lui Strâmbeanu spune și ai de dat, dă-i, pentru că aici nu-ți poate să intri. Și el a scos o mandarină mare și zice, băi, eu credeam că tu ai pierit de acum. Dacă ești viu, nu-ți dă o mandarină, însă o dă lui Olguța. Și trebuie să vă spun că asta, obrăznicia asta a lui, m-a făcut să cred că eu sănătos, că sunt egal cu cei sănătoși. S-a stins din viață la 15 august 1995 și ne-a lăsat un dor care se resimte și astăzi, în special de cei care l-au cunoscut îndeaproape, dar și de publicul care îi frecventa spectacolele și își făceau plinul de emoții pentru o lungă perioadă de timp. Va rămâne însă un exemplu de verticalitate și devotament pentru muzica pe care a cântat-o cu atâta patos și expresivitate. I-a rămas însă creația care poate servi drept material didactic pentru tinerii care studiază la școlile de muzică. Ori Serghei Lunchevici este un exemplu de urmat în toate aspectele manifestării sale artistice. Tot ce putem face este să nu-l dăm uitării și să spunem urmașilor despre acest fenomen al Basarabiei. Îmi pare rău că i-am rămas dător cu o lucrare care el mi-a scris-o, dar o port, puțin, 40 de ani, port cu mine și tot timpul e la mine. Dacă eu reușesc să o găsesc, doleanța lui Lunchevici să-i fac o suită, special pentru o suită așa de amploare, pentru orchestra de muzică populară. Stă cu mâna lui, stă la mine, lângă mine tot timpul. Totuși, până la urmă, să mă gândesc cum să fac așa în memoria lui. O să fac întâi cele rapsodianistului și ornamentele, care partitura este, o să fac pentru simfonic, dedicație lui Lunchevici. Pe urmă să mă apuc și de asta, da. Vreau să-i îndemn pe cei care mai știu a ținea tocul în mână și muzicologi în special, că toți suntem datori să scrim, să contribuim la o carte despre Serghei Lunchevici. Asemenea oameni nu se nasc în fiecare zi și nici în fiecare an și nici în fiecare secol. Eu răspund de treaba asta. Și mă consider fericit că l-am cunoscut, l-am ascultat și trăiam cu,
cu bucuria asta că există un asemenea om. Era atât de demn, purta demnitatea asta lui, nu de atât că îl numea lumea Serghei Lunchevici, dar întrânsul era măreția asta de artist. El era numărul unu când merge cu vioara în mână. Nu era rușine să ducă vioara. Am văzut numai la trei violoniști sau poze la trei violoniști care țin cu demnitate vioara. Pablo Sarasate, George Enescu și Serghei Lunchevici. Vioara sus. Sus de tot. Mândru. Demn. Cu păreri de rău, prea devreme a plecat, ne-a părăsit. Pot să spun că parcă am rămas orfani, fără maestru. Nu știu dacă va mai fi a doilea Lunchevici cândva. Nu știu. Poate fi, poate fi și mai bun, și mai, dar anume ca Lunchevici, nu. Viață, viață, legat cu ața. S-a rupt ața, s-a dus viața. El și-a scris asta. Și probabil momentul ăsta a venit din cauza că nu prea s-a păstrat și nu prea a tot una odată o să murim. Nu. O carte a lui care cineva i-a făcut-o cadou, George Enescu, Creația și și el mi-a scris-o bunul lui și așa, 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 frumos. Mi-a scris-o ca așa, întotdeauna când citesc, lăcrimez. Respect, onoare, inteligență, gust, onestitate. S-a dus cam de vreme și nu-i corect. Lunchevici și mulți cei talentați pe care i-am avut noi au știut unde să se focuseze, să dea lumea atâta căldură că peste zeci, peste decenii ea se simte. Unii folosesc, eu știu, fraza asta, naripată sau nu știu, maxima asta, aforismul asta, că adică oamenii neînlocuit nu sunt. Ba sunt de neînlocuit. Unici, deci unici sunt. Așa cum a fost Serghei Lunchevici. Nimeni, niciodată, dar niciodată nu va putea să-l înlocuiască, pentru că a fost unic. E incomparabil. Dirijorul a fost și om. Dumnezeu să le ierte. Vioara lui Serghei Lunchevici a răsunat pe mari scene ale lumii, cucerind inimile a sute de mii de spectatori. Concertele sale erau adevărate sărbători ale sufletului. Tocmai de aceea, criticii timpului l-au numit ultimul lăutar. Trebuie să fim mândri că am avut un Serghei Lunchevici și să-i păstrăm via amintirea, pentru că urma pe care a lăsat-o în cultura noastră este de o importanță majoră. Este una din personalitățile de nelocuit a Basarabiei, exemplul căruia merită să fie urmat de tânăra generație. Aducem mulțumiri doamnei Nina Ionașcu, soția maestrului, pentru că ne-a lesnit accesul la arhiva familiei, cât și artiștilor care au acceptat cu mult drag invitația de a-și aminti o dată în plus de momentele unice pe care le-au trăit alături de marele Serghei Lunchevici. Vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire săptămâna viitoare la o altă ediție a emisiunii Zestrea Neamului.